plecăm de la refugiu. Astea sunt indicatoarele. Și dăm spre vârful scara. Mai avem de urcat 250 de metri. Da? Da. Și da, după. Se vede la cu țigăniște. V-ați urnit? Cam vece, bate vântul ușor. Ne-am pus softurile, hardurile. Ne izenim. O să urcăm acum, că ne apropiem de scară. E bestial, am prins o vreme să vedem acest super peisaj. Lanțuri, de acolo. Așa. Cum? Nu, asta uite numai. De acolo venim. Piciorul de țigan. Și în continuare urcăm spre scara. Super. Dacă nu aveți curaj, nu mai veniți pe aici, pe între țigăne și vârful scara, că e pericol. Oricum, iarna exclus. Acest lanț. Frumos, nu? De ce e jos? Jale. Și pe aici continuă lanțul. Bine, și filmez și cu telefonul. Nu. Și mă încresc acum. Aici
E lanț nou până sus. Am spus, e lanț nou până sus. Pe jepimis, talea vechi. Mai avem, coborâm din Opor. La, în șaua hornurilor și mai urcăm vreo 200. Aia e ultima spre om. Când coborâm în șaua turnului. Hornurilor, am zis turnuri. Îmi parazăpezul și îi fixez, așa cu pelerina și nu mai mă plouă. 40 de minute am făcut de la refugiu Țigănești până la vârful Scara cu trupa de șoc. Pe vremea asta, normal, totul îți merge bine. Vin și restul. Orzi, am ajuns o scară, am auzi? Se vede cabana, mă. Portare. Acum te-am auzit, Alin. Deci unde ești acum, mai exact? Sunt pe vârful Scara din Bucegi, la 2422 de metri. Faci mie câteva poze aici, să rog, sigur că... Repetă, te rog. Noi plecăm de pe... Am înțeles, voi plecați după. Eu am omul pe urmă și pe urmă cobor pe Valea Cerbului. Tare, succes! Noi am plecat de pe viste. Nu știu dacă ne mai auzim, că ne îndepărtăm. Numai bine, la fel, Alin, Cornel. Să auzim de bine, tură ușoară, pa! Vorbim cu moldoveanul, cu tură noastră.